Bună seara și bun găsit la Deschide Lumea, emisiunea care vorbește despre realitatea din Galați și Brăila. Invitatul meu din această seară este domnul Romulus Iaru, consilier județean din partea PMP Galați. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Ultima dată când ați fost aici era pe data de 4 aprilie, deci a trecut ceva timp de când n-ați mai fost pe la noi, domnule Iaru. Era mai tânăr cu un an. În acest weekend, partidul pe care îl reprezentați a organizat Congresul Partidului Mișcarea Populară, un eveniment în care fostul șef al statului, domnul Traian Băsescu, a anunțat că renunță la funcția de președinte al partidului. Care a fost motivul care l-a determinat pe domnul Băsescu să renunțe la această funcție? Nu putem spune că a renunțat la funcția respectivă. Domnul Traian Băsescu va purta titlul de președinte de onoare al partidului, rămâne în continuare alături de partid, dar nu se va mai implica direct în partea administrativă a partidului. Motivul a dat dânsul foarte clar, este momentul ca partidul să plece pe picioarele lui, chiar dacă sunt o grămadă de băsiști, cum ne place să le spunem, e cazul să-și ducă propriul proiect politic mai departe, nu atât atașat de persoana Traian Băsescu, cât atașat de acele lucruri bune pe care le-a făcut Traian Băsescu. Persoana Traian Băsescu poate să comită și greșeli câteodată, după cum și dumnealui a recunoscut, poate să aibă și dreptate de foarte multe ori, dar partidul trebuie să se dezvolte desprins de persoană. Mai mult, este un partid care la nivel național are deja structuri locale bine consolidate, sunt cam 1400 de consilieri PMP în toată țara, ori este vremea să ne transformăm dintr-un partid de lider într-un partid de structuri. Avem capacitatea asta, avem resursa necesară deja, nu mai suntem ca acum 5 ani. Acum 5 ani, într-adevăr, aveai nevoie de o persoană centrală a partidului. Acum putem să dezvoltăm un partid, hai să nu-i spunem că de masă, că nu-i de masă, dar în care să ne bazăm mai mult pe structuri, mai puțin pe leadership-ul personal. Credeți că este momentul cel mai bun pe care l-a ales domnul Traian Băsescu de a anunța că face un pas în lateral, că în spate nu este, rămâne președinte onorific? Categoric nu e. Nu e momentul cel mai bun. Încă o dată ne-a demonstrat că probabil că știe un pic mai multă politică decât noi, pentru că dumneavoastră a insistat de anul trecut din octombrie să facem acest congres. Prima data a congresului a fost fixată pe 24 octombrie anul trecut. Încă din martie 2017 de la Colegiul Național de la Brașov, la solicitarea expresă a domnului Băsescu, s-a stabilit ca să avem congres pe 24 octombrie. Din motive care au ținut, dacă vreți, mai mult de organizarea internă sau de neorganizarea internă, nu s-a făcut acest congres atunci când poate că era mai bine să fie făcut. Pe de altă parte, chiar am să-l citez și o să spună, am 67 de ani. Ce să fac în 2020 la 70 de ani? Oameni buni, sunteți pe picioarele voastre, nu vă puteți baza pe un om de 70 de ani. Chiar a făcut o glumă spunând că de duminică, domnul Tăricianu e cel mai în vârstă președinte de partid. Deci eu cred că are o gândire sănătoasă și naturală și până la urmă, băsici, dacă tot să stăm în cărca omului. E vremea să stăm pe picioarele noastre. Categoric vom beneficia în continuare de suportul politic al domniei sale, dar încă o dată e vremea să ne ducem singur partid. A obosit domnul Băsescu? Posibil să fie și obosit, nu spun. Până la urmă este un om care are 67 de ani. Eu, la 50 de-abia am făcut și mă apuc o oboseală de azi pe mâine. Cred că vine o vreme când simți nevoia să treci în planul 2. L-am văzut pe domnul Băsescu afirmând pe un post național de televiziune încă de acum ceva timp faptul că dorește să se retragă din politică. Asta spunea domnia sa la vremea respectivă. Că acest lucru înseamnă chiar și o șansă pentru viitorul unei viitoare coaliții capabile să scoată PSD de la guvernare, de la putere.
Cum vă explicați faptul că până și domnul Băsescu a realizat faptul că a devenit o piedică în calea unor negocieri politice cu celelalte partide parlamentare? Eu asta mi-o explic mai ușor. Nu mi-explic de ce nu înțelege și domnul Orban, de ce nu înțelege și domnul Tăriceanu. Vedeți, sunt persoane care sunt de 30 de ani în prim planul politicii. Este firesc ca între domniile lor să se fi dezvoltat, pe de o parte, relații de amiciție, pe de altă parte, relații de inamiciție evidentă, de multe ori necontrolată, evident necontrolată, din partea oricăruia dintre ei, și nu se pot abține pe românește să nu și-o tragă, să nu se ardă unul pe altul. Cred că dacă liderii actuali sau liderii din generația Băsescu fac un pas în lateral, nu un pas în spate, dă posibilitatea structurilor tinere să coopereze altfel. Semnale sunt din toate direcțiile. Da, dar văzând ceea ce se întâmplă pe piața aceasta politică, noi politicieni apăruți pot spune chiar că au fost un mare câștig în marea lor majoritate, acum mă refer. Da? Adică nu pot spune că cei care au venit din urmă în Parlamentul României s-au făcut remarcați prin niște rezultate senzaționale. Vedeți, într-o discuție onestă pe care am avut-o cu colegii, la o analiză a ceea ce a însemnat Traian Băsescu alături de PMP, eu am îndrăznit să-i găsesc o vină domnului Băsescu. Întrebându-ne de ce a scos partidul doar 5%, eu am spus foarte clar, Traian Băsescu e de vină. Au rămas oamenii cu ochii măriți, așa, da. Traian Băsescu e de vină, să vă spun de ce, pentru că toată lumea s-a bazat că lasă că aduce Traian Băsescu voturi. Și sunt județe în care au dormit pe ureche și au scos 1% și 2%. Alte județe, cum e Galațiu, cum e Constanța, sau sectoarele Bucureștiului, sigur că am beneficiat de suportul lui Traian Băsescu, dar n-am stat în casă, n-am dormit în campanie. De bine de rău la Galați, pentru Consiliul Județean, am tras aproape spre 8%, 7,8 și ceva. Aproape 7 la Consiliul Local, ceea ce a arătat că am încercat măcar ca în campania electorală să fim prezenți, să ne facem partea noastră de muncă. Sigur că este o vină. Bine, implicarea locală a domnului Băsescu a fost mult mai mică decât la parlamentare, când într-adevăr a avut o campanie susținută, cred că țin minte că era în fiecare seară pe posturile de televiziune naționale. La parlamentare s-au dormit și mai mult în teritoriu. Exact, asta vreau să spun. Toată lumea a stat liniștită, nici n-a mai fost interesul personal în joc și toată lumea a stat liniștită, las că ei se Băsescu la televizor, zice două vorbe de duc și ne vin nouă voturile așa pe bandă rulantă. Cu ghilimele e vina lui Băsescu, dar da, e vina lui Băsescu și e vina oricărui mare lider de partid, indiferent al cărui partid, indiferent cărui partid aparține liderul respectiv, în care toate structurile se bazează pe prestația șefului și nimeni nu mai își face treaba lui. În engleză se numește piggybacking, adică să călărești purcelul. Cam asta e soarta liderilor puternici. Paradoxal, partidele care n-au lideri foarte puternici, n-au locomotive, la un moment dat sunt cam toți obligați să împingă. Se vede mai ușor cel care trișează prin neimplicare. Nu mai vorbim de altfel de trișat. Iar acum revenind, odată cu ieșirea din prim planul organizatoric al Partidului Mișcarea Populară, a domnului Traian Băsescu, vă este dumneavoastră, cei care ați rămas, să faceți munca pe care o tot clamați în momentul de față, vă e mai ușor să negociați cu celelalte partide politice o eventuală coaliție? Eu presupun că la nivel central câștigă un grad de libertate în plus, să zicem. Adică ce o să spun? Hai băi că am scăpat de Băse și hai să ne împăcăm acum. Hai băi că am scăpat de Băse, dar încă o dată, închipuiți-vă o negociere politică între Traian Băsescu și Orban. E dificilă. Cu siguranță, încă din campania electorală, cei de la PNL spuneau că Partidul Mișcarea Populară este nefrecventabil din cauza domnului. Eu sunt convins că niciunul nici altul n-au 100% dreptate, dar dacă mâine stabilim că ne întâlnim să avem o discuție despre o eventuală colaborare cu cea mai vagă eventualitate posibilă și seara Traian Băsescu, în stilul clasic,
îi spune sică mandolină lui Orban și Orban îi pomenește de sticla de whisky de sub masă, s-a dus naibii toată negocierea de mâine. Cu cine să mai stai de vorbă? Asta înseamnă că la un moment dat devenise Traian Băsescu o piatră de moară? Nu, nu devenise o piatră de moară, ci pur și simplu, cum să vă spun, e prea mare pentru... Și Orban e prea mare, din punctul ăsta de vedere, pentru structura. Devin personalități prea puternice pentru a mai sta, pentru a mai ține cont foarte mult și de restul lumii. Oamenii ăștia, dacă au ceva de spus, o spun. Da, de acord cu dumneavoastră. Numai că știți, când spuneți că un anumit personaj politic devine prea mare pentru structura politică din care face parte, nu pot să nu-mi aduc aminte tot o zicere de a domnului Traian Băsescu: oameni buni, politica se face pe voturi. Ia mergi tu în stația de autobuz, citezi acum din memorie, exact, și vezi câți oameni se opresc în dreptul tău să stea de vorbă cu tine și apoi să te boteze. Exact, asta vă spuneam mai devreme. Da, uitându-ne la scorul pe care l-a obținut partidul la parlamentare, parcă putem spune că Traian Băsescu a pierdut și a pierdut mult din popularitatea pe care a avut-o la un moment dat. Eu v-am spus în ce sens e vina lui Traian Băsescu. Traian Băsescu a scos foarte multe voturi. Dacă îi numărăm voturile din București, dacă îi numărăm voturile după Republica Moldova, care clar au venit către dumnealui, dacă numărăm voturile din diaspora, PMP-ul este primul partid din diaspora. Are 30% acolo. Cred că voturile din diaspora nu mi se datorează mie de la Galați, oricât aș încerca să fac pe vedeta. Nu, categoric care sunt voturile lui Băsescu. Și nici PMP-ului, pentru că acolo PMP-ul încă nu exista prin PMP. Acolo exista prin imaginea lui Băsescu. Omul și-a adus mai mult decât ar fi putut aduce. Eu v-am spus, problema e alta. Problema e că au fost structuri în țară care nu au funcționat, tocmai bazându-se pe efortul pe care îl va avea Traian Băsescu. Care va să zică, în urma congresului Partidului Mișcarea Populară, Traian Băsescu rămâne președinte onorific al partidului. De onoare, nu onorific. Președinte de onoare, da, scuze, așa este, președinte de onoare, n-am fost atent. Iar președintele partidului devine domnul Eugen Tomac. Ce câștigă partidul odată cu această schimbare și cu alegerea noului președinte? În primul rând putem spune că este un, deși vorbind de un președinte tânăr și un președinte nou, avem o relație de continuitate. Primul președinte al partidului a fost Eugen Tomac. Dacă vreți, în perioada cea mai efervescentă a partidului, atunci când s-a creat și atunci când într-adevăr am avut un salt absolut spectaculos, Eugen Tomac a fost una din piesele centrale. Traian Băsescu a venit un pic mai târziu, iar în primul an de funcționare a zice chiar neocolit pe cât posibil, nu prea a implicat PMP-ul în discursul dumnealui. Sigur că este suficient să vină președintele în funcție să spună de două ori PMP și deja te-a urcat. Dar Eugen Tomac a reușit să adună o echipă frumoasă la vremea respectivă. O echipă chiar seducătoare. Eu așa am ajuns în Partidul Mișcarea Populară, datorită echipei pe care a, în primul rând, ca să fie treaba foarte clară, în primul rând datorită echipei care s-a strâns în jurul fundației la vremea respectivă, în jurul Eugen Tomac, în jurul domnului Preda, multe figuri frumoase la acea vreme, Papa Hagi, Lăzăroiu, sigur, toți oarecum veniți din zona lui Traian Băsescu. Undeva toți puteau fi numiți într-o formă sau alta băsiști. Dar indivizi puternici, indivizi cu cariere frumoase, nu știu, Daniel Funeriu, de exemplu. Am văzut că a fost singurul candidat înscris pentru funcția de șef al partidului. Nu ar fi fost mai benefic pentru imaginea PMP să aveți 2-3 candidați, să există o competiție între proiecte politice ale noului lider, al noilor lideri? A fost o decizie pe care am luat-o de comun acord toate filialele partidului. Votul a fost extraordinar de mare în favoarea acestei soluții. Cred că din 47 de electori, să le spunem, vreo 41 sau 42 s-au pronunțat în favoarea acestui tip de alegeri. Congresul a avut ca scop, în primul rând, hai să zicem, unificarea partidului. Există elementul fuziune,
fuziunea cu UNPR, care n-a funcționat cel mai bine, care, din păcate, uite că și acum ne ridică... Da, chiar o să vreau oarece, să, la urmă, să vorbim despre acest oarece proiect de fuziune, costuri. Da. Ori în condițiile în care, să zicem că se risipeau o parte dintre parlamentari, o să vedem după aia exact care, toată lumea a considerat că este un moment în care cel mai bine este să formăm o echipă unită în care să-i cooptăm chiar pe toți. Tehnic vorbind, mă uitam aseară chiar pe noua structură de conducere a partidului, toate filialele sunt reprezentate în noua structură de conducere și categoric și fără niciun fel de dubiu, nu există o altă persoană în PMP în momentul ăsta care să cunoască atât de bine fiecare organizație până în măduva ei, capabilă să o pună pe traiectoria normală în vederea următoarelor alegeri, numai mult până la alegeri. Dacă, să zicem, l-am fi ascultat pe Traian Băsescu și am fi avut congresul anul trecut, poate că anul trecut ne-am fi permis un experiment. Acum nu ne-am permis niciun experiment, acum am luat o decizie comună. Eu zic că a fost o decizie înțeleaptă, am ales omul care pricepe și înțelege cel mai bine partidul, care ne știe pe toți, și cu alea bune și cu alea rele, și care e capabil să echilibreze partidul și să-l așeze, să zicem, în tranșee pentru următoarele asalturi electorale. O să încercăm în emisiunea de astăzi să luăm legătura cu noul președinte al Partidului Mișcarea Populară. Este vorba despre domnul Eugen Toma. Colegii din regia de emisie încearcă să îl contacteze pe domnul Tomac. Până atunci o să vreau să vă întreb, că am citit în presa prezentă la congresul dumneavoastră, că un alt pion principal din punct de vedere al imaginii, domnul Robert Turcescu, i-a reproșat domnului Băsescu această retragere. Citez acum: eu sunt supărat pe Traian Băsescu, spune domnul Turcescu. Am auzit teoria că în politică nu mai există lider. Credeți că ar fi reușit să întoarcă Portugalia rezultatul dacă nu l-ar fi avut pe Ronaldo în teren? Face referire, bineînțeles, la meciul de fotbal de la Campionatul Mondial de Fotbal. Trebuie să admitem că PMP a făcut și erori politice despre care trebuie să vorbim la congres. Sunt supărat pe Traian Băsescu că n-a rămas președinte până după alegerile europarlamentare. Și vreau să vă întreb, am încheiat citatul, are dreptate domnul Turcescu? Ar fi fost mai bine ca Traian Băsescu să marcheze retragerea din funcția de președinte al partidului în urma unui examen electoral? În primul și în primul rând, cred că decizia aparține lui Traian Băsescu. Cu siguranță, da. Știe cel mai bine rezervele. Dar încă o dată, dumnealui a discutat foarte mult când, cum, în ce fel va face acest pas în lateral. Încă o dată a propus-o de anul trecut. Acum eu înțeleg, e supărat Robert Turcescu pe Traian Băsescu că n-a rămas la cârmă. Chiar i-a răspuns Traian Băsescu. Am văzut și n-a scăpat niciun prilej să îl atingă un pic cu secretarea de la Constanța. Nu, i-a răspuns, să zicem, acolo sunt alte probleme. Și cu comunicările domniei sale, care sunt departe de comunicarea partidului în ceea ce privește relația cu Republica Moldova. Bun, dar i-a mai spus un lucru. Acum, vai nenorocire mare, rămânem fără comandant. Da, dar comandantul are și el o licență care expiră. Așa este. Cred că știe mai bine decât Robert Turcescu ce înseamnă politica. Robert Turcescu văd că face referiri la starea partidului ca și când ar fi un comentator la un meci de fotbal. Vedeți, comentatorul comentează, Traian Băsescu joacă. Este jocul pe care l-a ales Traian Băsescu, este jocul pe care l-a ales împreună cu echipa, adică împreună cu noi. Deci omul ăsta chiar a stat de vorbă cu noi. Nu i-a venit lui o idee: bă băieți, eu m-am hotărât, mă las. Am vorbit-o, a calculat-o, a gândit-o, am gândit-o împreună, am văzut ce e bine, ce e mai puțin bine, pentru că bineînțeles că are și un ușor cost această mișcare, dar încă o dată, nu cred că Robert Turcescu chiar a avut o
o intervenție de un politic. Dar nu credeți că e posibil ca odată cu această ieșire din prim planul politic a domnului Băsescu să demobilizeze o parte din activul de partid, o parte dintre băsiști? Ba da, este posibil, dar asta este treaba noastră. Păi și asta nu vă costă electoral? Ne costă acum, avem timp un an de zile. Dacă o făceam acum 2 ani de zile, avem timp 2 ani de zile. Aici e și treaba noastră să recuperăm. Încă o dată, cât putem să stăm pe același bazin? Până la urmă o să sece problema asta. Este o fântână din care s-au adăpat câte partide în țara asta? Cam multe. Da, multe partide, da. Deci din 2000 se tot adapă din fântâna băsismului. Au secat-o. Omul nu mai are putere să o umple la câte țevi s-au înfipt în ea. Acum, care îl auzi e băsist. Inclusiv Robert Turcescu e băsist. Eu îl cred, da, mă rog. Păi, îmi place să cred că a fi, de fapt, a fi băsist, eu asta am înțeles la dumneavoastră într-o emisiune, om care este de acord cu părerile și politica... Da, asta am înțeles și eu, părerile și politica poate să rămână. Părerile, poți să fii băsit? Păi și ce, domnul Turcescu nu îmbrățișează aceste păreri? Există vreo... Păi eu văd că are probleme cu persoana. Păi, nu, eu am înțeles din comunicarea domnului Turcescu că este supărat că persoana a părăsit corabia. Nici de cum că, domnule, de ce mai rămâi aici? Nu, ci de ce ai plecat. Deci un fel de recunoaștere a faptului că deci ești foarte bun. El este dependent de persoana Traian Băsescu. Partidul nu este dependent de persoana Traian Băsescu, ci de ideile Traian Băsescu. Ideile Traian Băsescu vor fi în continuare, să zicem, livrate. Mi-ar plăcea să aveți dreptate, dar știți cum este? În 2020, atunci o să vedem într-adevăr dacă partidul a fost dependent de persoana Traian Băsescu sau de idei. Da, dar proba asta trebuie să o ducem. Altfel, mi-e teamă că am putea ajunge în 2020 în capcana PDL, în care să ne trezim că avem un partid nu din clonele lui Băsescu, că ar fi fost bine, ci un partid care este absolut dependent până la ultima verigă de existența lui Traian Băsescu într-o anumită poziție. Oral nu e un partid serios. Uite că în momentul în care a plecat Traian Băsescu de acolo, au plecat destul de violent de acolo, le-a spus la revedere. Eu n-am fost membru PDL, deci am ratat experiența asta. Însă a fost evident, când Traian Băsescu le-a dat drumul din mână, pur și simplu s-a terminat. S-au topit în PNL, au predat armele în partea cealaltă, într-un moment pe care, mă rog, mulți l-au considerat nu tocmai fericit, adică erau la 2 pași de USL, de evenimentul USL, dar, mă rog, a fost alegerea lor. Încă o dată, dacă în 2020 am fi intrat cu un partid strict ancorat de persoana Traian Băsescu, în 2020 Traian Băsescu ar fi avut 69 de ani. Cât o duce așa? Hai să revenim pe plan local. Încă are energie domnul Durbacă. Pentru Dumnezeu, câtă lume o să mai mănânce după urma lui Durbacă? Chiar... Puteți să faceți un pariu cu mine acum aici că în 2020 România nu o să intre în Parlament? Nu aveți unde să știți. Sau nu va scoate la Galați acum, un scor? Acum, sigur că sunt situații în care la nivel local ai un astfel de dezechilibru, dar nu poți să duci un partid național pe paradigma asta. În ultima perioadă, apropo de plecare, ați avut câțiva parlamentari care au părăsit partidul, o parte pentru, sau cei mai mulți pentru Partidul Social Democrat, unii s-au mai dus și pe la Pro-România. De ce credeți că au ales să părăsească acești oameni partidul? Am vorbit de băsiști. Am vorbit de oameni care nu sunt neapărat lipiți de Traian Băsescu ca persoană, ci sunt lipiți de anumite idei și principii pe care le-a scos. Nu neapărat de tot ce a făcut Traian Băsescu, dar cel puțin la nivel teoretic a enunțat niște principii corecte. Hai să vedem cine a plecat. Ion Tabugan, UNEPR. Vali Steriu, UNEPR. Ion Gane, UNEPR. Talpoș, UNEPR. Nu a plecat nici un membru PMP. Trebuie să vă dau o veste proastă. Acești oameni pe care dumneavoastră i-ați numărat ca fiind oameni de la UNEPR sunt membri ai Partidului Mișcarea Populară. Sunt de acord. Da? Pentru că tot dumneavoastră mi-a spus într-o emisiune, nu mai există acum, odată cu semnătura pe care au dat-o pe adeziune pentru a candida, oamenii ăștia devin niște PMP-iști, da?
Deci, nu puteți acum, pentru că au plecat, să-i spuneți, dar știți, sunt numai UNPR. Și dacă nu mă înșel... Eu nu le-aș fi spus și le-aș fi spus cu plăcere în continuare pe MPJ, dar ei s-au comportat ca atare. Ei au dovedit că nu sunt unul dintre cei care au plecat, am impresia că este și unul din vechea echipă a Partidului Mișcarea Populară. Care ar fi? Îmi scapă numele. Sper să nu mă înșel. Cred. Deci toți sunt plecați care au plecat. Mai a fost Balint, care a fost primul care a plecat de la Covazna sau ceva pe acolo, pe undeva în zona aia. Asta sunteți secretar general adjunct, știți mai bine lucrurile. Acum o să știu pe toți, da. Au fost 28, astăzi mai sunt 28, au plecat în total, dar niciunul nu este intrat în PMP prin PMP. Toți sunt intrați în PMP prin UNPR. L-am auzit pe domnul Steriu spunând că s-a simțit izolat și ostracizat și vezi, doamne, de-aia a plecat într-altă parte. Eu vă spun așa, au venit oamenii ăștia din UNPR, am stabilit un regim de paritate și au fost organizații foarte bune unde ne-am dat oamenii noștri afară și am pus pe ei. Au candidat pe organizațiile, să știți că nu s-au înghesuit să ducă la Harghita. Nu, au vrut organizații mari. Aduceți-vă aminte ce luptă a fost cu domnul Chebac, care a vrut Galațiu. Păi știa de ce. S-au dus la organizații mari, au cerut organizații mari, organizații cu scoruri bune, care să le garanteze cumva că vor intra în Parlament. Și ne-am sacrificat oamenii noștri. A fost o greșeală mare pe care promitem să nu mai facem, indiferent ce va întâmpla pe viitor. Oamenii noștri o să ne apărăm. Pentru că au fost alături de noi și odată ce am trecut niște lupte alături de ei, ar fi trebuit să fim alături de ei, să-i păstrăm lângă noi. Nu, am găsit la vremea respectivă că fuziunea, dacă este tratată onest și corect, poate să aducă avantaje ambelor partide. Chiar dacă, bineînțeles că punctual vor fi situații în care vom avea și noi și ei pierderi, atâta doar că să zicem că noi am jucat corect, am dat acele locuri pe liste și cu câteva zile înainte de alegerile parlamentare și-au adus aminte că ei au partid, au denunțat fuziunea, procesul se judecă până în ziua de astăzi, au folosit toate tertipurile procedurale cu putință să amâne fuziunea. O să vedem până la urmă cum se termină. Și înțeleg că acum nu vă mai doriți nici dumneavoastră această fuziune. Deși n-am spus asta. Nu l-a declarat asta domnul Traian Băsescu? Spunea că nu-și mai dorește această fuziune? Ba da, domnul Traian Băsescu a declarat-o. Eu am spus, noi nu ne dorim asta. Faptul că nu s-a discutat acest punct în Congres arată exact ceea ce vă spuneam. Momentul, modalitatea, mesajul, le-am discutat. Iar Traian Băsescu știe să asculte de ceilalți, la fel cum și ceilalți știe să asculte argumentele. Știu să asculte argumentele. Deci, dumneavoastră, încă vă doriți această fuziune cu UNPR. În ciuda faptului că unii dintre colegii dumneavoastră de partid au ales să plece în frunte cu domnul Steriu, care a venit să gireze această fuziune din partea UNPR, a fost președinte executiv sau ce funcție avea domnul Iesar? Prim vicepreședinte al partidului. Prim vicepreședinte și acum a plecat înapoi. A fost egalul domnului Tomac. Da, a plecat la Partidul Social Democrat, supărat pe condițiile... Viață. Eu știu pe ce era supărat și omul ăsta, că ei toți au supărări, știi? Și cum Dumnezeu, cum îi apucă... Mă, da, îi apucă supărarea, n-a plecat niciunul, să-l văd că pleacă pe la PNL, pe la USR, pe la partidul... Credeți că le este teamă până la urmă și de scorul pe care l-ar putea obține Partidul Mișcarea Populară la alegerile următoare din anul 2020 și că prognozează că vor obține un scor prost și nu va mai intra în Parlament acest partid? Bun, acum UNPR... pe picioarele lor, excluzând alegerile locale, ei n-au trecut prin efortul alegerilor. Între noi fie vorba cei care au fost parlamentari UNPR, nu prea au călcat pe la firul ierbii, nu își cunoșteau organizațiile, nu aveau niciun fel de legătură. Din punctul lor de vedere, existența lor ca parlamentari este mai mult legată de PSD decât de UNPR sau de PPDD. Ei au intrat în PPDD pe valul respectiv sau au fost pesediști și au ajuns la UNPR în felul ăsta. Ei nu au știut niciodată care este puterea reală de lupte, nici a PMP-ului, nici a UNPR-ului. E foarte greu să judece Vali Steriu cam ce o să fac eu peste 6 luni sau peste 2 ani, pentru că nu m-a văzut niciodată luptând.
Așa că nu știu dacă poate să prognozeze ce o să fim noi peste 2 ani. Aproape că nu pot eu să prognozez, dar eu sunt hotărât să mă bat cum am bătut și până acum. Când spun eu, spun cel puțin filiala Galați, spun de fapt toate partidele, toți membrii vechi ai PMP-ului, noi vrem să avem un partid. Pentru noi nu e o conjunctură partidul ăsta. A fost un proiect pe care l-am propus, la care am muncit de... am căpiat toți și chiar credem în proiectul ăsta. Încă o dată, n-am venit în partid pentru Traian Băsescu. Am venit pentru un proiect, e drept propus de Traian Băsescu. Care mi s-a părut foarte bun. Vă așteptați să mai plece și alți parlamentari? Din ce știți dumneavoastră? Nu m-ar mira să mai plece vreo doi. Ca imagine de foarte rău, mai ales că ați rămas acum fără grup parlamentar în Senatul României. La Senat a rămas grup la deputați. Dă rău, asta e. Câteodată mai cald și strâmb. Acum, bine, nu fi avut noi mărețe succese, dar în general am avut succese. Aveți garanția că domnul Cătălin Cristache, deputatul dumneavoastră de Galați, va rămâne în partid? Da. N-are niciun gând să plece, n-a fost absolut ofertat? Niciunul. Absolut niciunul. Am înțeles. Acum, o poveste dintre noi, știi, dintre mine și Cătălin Cristache. La un moment dat se întreba, mă, îi văd pe colegii ăștia mei, că toată lumea vine și să laude pe mă, oferta nu știu care, a venit să-mi propună. Mă, la mine de ce nu vine nimeni să-mi propună? Cătălin Cristache este cunoscut ca unul dintre cei care țin nucleul dur al PMP-ului. Chiar este. Deci este un element de stabilitate în PMP. Faptul că Galațiu a ajuns acum în poziția în care a ajuns în conducerea națională este o confirmare a faptului că întotdeauna a fost un element de stabilitate, de seriozitate în raport cu ceilalți. Da, mai departe mai are și să scoată un scor foarte bun la alegerile din anul 2020, de fapt, alegerile europarlamentare. Avem europarlamentarele care o să fie un test destul de serios. Da. Propun să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim după aceea la discuția noastră. Bună seara, am revenit la Deschide Lumea împreună cu invitatul pe care l-am în această seară, domnul Romulus Iaru, consilier județean din partea PMP Galați. Bună seara încă o dată. Bună seara. În prima parte a emisiunii am vorbit despre congresul Partidului Mișcarea Populară, congres care a avut loc în acest weekend. Am aflat în urma acestui congres că domnul Traian Băsescu a lăsat liberă funcția de președinte al partidului, funcție care a fost ocupată de către domnul Eugen Tomac, iar domnul Traian Băsescu a devenit președinte de onoare al acestui partid. Spuneam că vom încerca să luăm legătura cu domnul Eugen Tomac, președintele dumneavoastră, dar am aflat de la colegii mei că domnia sa este invitat la Realitatea TV pe postul central, unde discută, chiar l-am văzut și eu un pic înainte de a intra în emisie, vorbea despre acele modificări din legislație, era o discuție foarte aplicată pe acest subiect. Revenind acum la problemele noastre, am reținut faptul că domnul Cătălin Cristache a devenit vicepreședinte, da? Am înțeles bine? Este vicepreședinte al partidului. Era vicepreședinte și înainte. Acum este vicepreședinte zonal, adică va avea zona de sud-est pentru coordonare. Da? Respectiv, iar dumneavoastră... Tulcea, Constanța, Brăila? Brăila și cred că Vrancea. Iar dumneavoastră, secretar general adjunct. Asta înseamnă o funcție care implică să munceți mai mult, nu? Da, putem să spunem și așa. Pe de altă parte, colegii au zis că, până la urmă, în cazul meu, implică să fac ce am făcut și până acum. Întrucât o grămadă din funcționalitățile Secretariatului General de la București erau preluate de noi, de la Galați. Deci e doar un soi de confirmare. Încă o dată, era exact pe linia pe care vă spuneam mai departe. Galați a dat stabilitate organizațiilor din țară, inclusiv pe linie de suport, hai să zicem, tehnic și logistic, a ceea ce înseamnă funcționarea organizațiilor. Ori noi, așezându-ne acum, transformându-ne într-un partid de structuri, experiența noastră a fost considerată mai mult decât utilă și oportună pentru alegerea asta.
Revenind la discuțiile pe care le-ați avut dumneavoastră la congresul PMP, o să citesc din nou o declarație de-a domnului Robert Urcescu. Citesc: una dintre marile erori este decizia de a colabora cu PSD în consiliile locale și județene. Aceste alianțe ar trebui să fie denunțate cât mai rapid. Decizia de fuziune cu UNPR a fost greșită politic și ne-a costat. Electoratul nostru este unul băsist, iar atitudinea noastră confuză în legătură cu modificarea legilor justiției ne-a costat și ne va costa din perspectiva electorală. Am încheiat citatul. Cât de corecte sunt observațiile colegului dumneavoastră, domnul Turcescu? Da, este confuz. Robert Turcescu este confuz. El este confuz. Și am să vă spun de ce. S-a luat decizia ca în urma alegerilor locale să încercăm pe cât posibil să materializăm voturile obținute de Partidul Mișcarea Populară prin implicarea membrilor noștri în administrațiile locale, asigurând majorități acolo unde a fost posibil, strict în ceea ce privește realizarea proiectelor necesare pentru comunitățile respective, și avem situații în care majoritățile sunt formate cu PNL-ul, alte situații în care majoritățile sunt formate cu PSD-ul, având în vedere că cele mai multe primării din țară sunt luate de PSD, normal, statistic, probabil că cele mai multe majorități sunt formate cu PSD-ul. Dar sunt o grămadă de alte majorități. Hai să înțelegem un lucru. Mi se pare că vedem un pic deformat ceea ce ar trebui să se întâmple după alegerilor locale. Să zicem că un partid câștigă, detașat, 50%, 50%, 60%. Și celelalte partide au 40%. Mă, acum, partidul ăla care a luat 60% are toți deștepții? Dacă are toți deștepții, atunci, într-adevăr, îi dai țara pe mână, 4 ani de zile a lor. Îi dai localitatea pe mână, îi dai județul pe mână, 4 ani de zile, îi privește ce fac acolo. Mie mi se pare normal și din punct de vedere al celui care câștigă și din punct de vedere al celui care nu câștigă, în final ar trebui să nu piardă nimeni, și din punct de vedere al celui care nu câștigă, să se invite oarecum reciproc în a coopera, în a colabora la administrarea pe mai departe a județului. Deci formarea majorităților este esența vieții politice. Sigur că avem situații în care majoritățile se transformă din majorități în găști. Asta nu putem să o negăm. În situațiile astea, punctual, am încercat la nivelul partidului să intervenim acolo. Dar să revenim la Robert Turcescu. De ce vă spun că el este confuz? În momentul în care a venit în partid, partidul trecuse de momentul alegerilor locale. Partidul avea majorități formate. Cu cine? Cu necine. De exemplu, cu PNL-ul la Ilfov avem doi președinți de vicepreședinți de Consiliul Județean. Acolo avem majoritate clară formată cu PNL-ul și mai sunt situații în care în țară avem format cu PNL-ul majoritatea. La București, o oarecare majoritate formată cu PSD-ul. La Constanța, majoritatea este formată cu PSD-ul. În momentul în care Robert Turcescu s-a hotărât să se ducă în organizația Constanța, să le solicite să muncească pentru el, să-l ajute să devină parlamentar, organizația Constanța se afla într-o majoritate cu PSD-ul. Atunci vrea însă să fie parlamentar. Atunci nu îl deranja nimic. Atunci era bine. A doua zi după ce a ieșit parlamentar, și-a dat el seama că este foarte frumos de călărit situația asta, eventual poate chiar destabilizează organizația Constanța și cine știe, poate rămâne el vreun șefuleț pe acolo. Înțeleg că a destabilizat altceva, rămâne să-și regleze problema. De asta spun că e confuz. Mi se părea corect să spună: domnule, uite care e treaba. Eu nu pot să candidez într-un județ în care voi aveți o majoritate cu PSD-ul. Da, asta mi s-a ferit o chestie de principiu. Domnule, uite, un om care are o coloană de vertebrală atât de mare că a ieșit în ceafă. Nu, mie mi se pare confuz.
Păi atunci vă întreb eu pe dumneavoastră, că și eu sunt ușor confuz. Partidul Mișcarea Populară este un partid de opoziție, așa cum și-ar dori domnul Turcescu, care spune fără colaborare în Consiliul Județean și în Consiliul Local Municipal cu PSD, sau sunteți de partea PSD-ului, așa cum vă acuză, de exemplu, Cristian Dima, președintele ALDE, care a declarat că el face opoziție socialdemocraților la Galați. Bun, acum apreciați dumneavoastră, dintre noi și Cristian Dima, cine face opoziție. Nu o să aduc, să-l aduc și pe Cristian Dima în aceeași discuție cu Robert Turcescu, că deja debalansăm zona de confuzie cu cealaltă zonă și chiar nu mai înțelegem nimic. Hai să rămânem la deci sunteți Robert în opoziție Turcescu. Sau sunteți la putere? Nu este vorba de opoziție sau putere, este vorba de majoritate sau nu. Partidul a sprijinit anumite majorități în teritoriu sau alte majorități? Aici la Galați, dumneavoastră sprijiniți majoritatea formată de Partidul Social Democrat cu UNPR sau cu cine sunt? La Galați nu avem niciun fel de alianță cu PSD-ul. Noi la Galați sprijinim strict acele proiecte care sunt, considerăm că sunt în interesul gălățenilor. Și veți vedea că atât în Consiliul... Hai să stabilim. În Consiliul Județean până acum n-am prea avut situații în care să spunem domne, nu sunt de acord cu chestia asta. Am văzut situații în care au fost colegi care n-au votat, nu știu, n-au votat bugetul pentru că se consideră din opoziție și dacă sunt din opoziție nu trebuie să votez bugetul. Noi am zis că nu e cea mai bună abordare, noi am votat bugetul, de exemplu. Încă o dată n-am găsit la nivelul Consiliului Județean situații în care să situații conflictuale sau situații conflictuale pe care să nu le putem depăși. Dacă au fost lucruri care le-am putut regla, le-am reglat în general înainte în comisie. A mers destul de bine până acum. La nivel local însă avem foarte multe situații în care colegele noastre fie s-au obținut, fie au votat împotriva PSD-ului. Dar au fost și situații în care au sprijinit inițiativele PSD-ului. Încă o dată, avem o majoritate stabilită pentru, strict pentru proiectele interesante pentru comunitate. Atât. A stat acolo apă la moară colegului de la ALDE, trebuie să recunoașteți. Acum i-am dat apă la moară? Păi da. Păi eu zic să încerce să profite de apa asta la moară, cât mai are timp, pentru că e bine. Cineva trebuie să toace și apa în piu, așa. Cristian Dima e specializat în treaba asta. Îmi pare rău că mă presați să... Sincer, n-aș fi luat iar subiectul Cristian Dima. E un și subiect sincer, pe care trebuia să-l abordez, pentru că domnul Dima aici în platoul emisiunii a arătat în direcția dumneavoastră. Deci, niciodată n-aș fi spus ceva de Cristian Dima. Așa, mi s-a părut mie că nu știu ce face sau ce nu face. Dar întrucât ne-a întrebat de sănătate, mi s-a părut corect să-i răspund. Acum, era foarte, foarte opozant pe tema transurbului. Era chiar foarte... De fapt, dacă nu mă înșel, pseudo-conflictul dintre noi, deși nu cred că a fost un conflict, a pornit exact de la transurb și a pornit exact de la poziția pe care consilierele noastre au avut-o relativ la ceea ce se întâmplă la transurb. Ori transurbul este gestionat de ALDE și PSD. Atunci, dintr-o dată, s-a răsculat Cristian Dima. Înțeleg că între timp s-au împăcat, lucrurile merg bine la Transurb. Au schimbat directorul, este un director nou, interimar, o să vedem cât de bine... Da, și ALDE este în opoziție în continuare. Erau atât de tare în opoziție că i-am văzut și la ultimul meeting. Erau acolo o grămadă toți, făceau opoziție PSD-ului, inclusiv la București, la marele meeting. N-am înțeles exact pentru ce a fost asta de acum două duminici. Cel cu cămășile albe, cel nu? Cu cămășile albe, da. Am înțeles. Era un meeting declarat împotriva abuzurilor. Asta cineva, în cazul în care probabil n-aveați... că l-abuzează pe Cristian Dima, noi nu ne-am dat seama cine, dar cred că l-a abuzat cineva altfel. Nu înțeleg ce căuta omul ăla acolo. Un om care susține că este un om de dreapta, un om care susține că este un om care sprijină inițiativa privată, un om care susține că sprijină statul de drept, se află acolo.
Da, probabil că a fost abuzat. O să-l întreb pe domnul. Pe noi nu ne-a abuzat nimeni, motiv pentru care am considerat care că nu... este punctul dumneavoastră de vedere, semnul de întrebare pe care l-aveți și o să întreb, domnule, ce ai căutat dumneata acolo, cine te-a abuzat? Da? Deci asta încercați să-i puneți, nu știu, dați întrebările din timp, că și data trecută am fost foarte curios, m-am uitat cu mare interes la emisiunea dumneavoastră și am încercat să înțeleg din răspunsul dumneavoastră ce l-a stat paralel. Da, uite, și astăzi sunt confuz și eu. Am înțeles. Deci, aici în Galați, dumneavoastră spuneți așa, că formați o majoritate cu Partidul Social Democrat pentru a susține anumite proiecte. În acest context, vă întreb, nu se bate cap în cap ceea ce îmi spuneți acum cu inițiativa domnului Cătălin Cristache, aceea de a încerca să strângă tot ceea ce înseamnă dreapta politică la Galați cu scopul declarat de a înlătura Partidul Social Democrat? Absolut nu. Absolut nu. Păi, hai să înțelegem un lucru. Alegerile sunt în 2020. Până în 2020, orașul ăsta trebuie gestionat. Orașul ăsta va avea nevoie de proiecte și alea puține care sunt. Dar va avea nevoie de proiecte. Acum, dacă, nu știu, să zicem că îi dă gândul bun primarului Puteanu, să facă un proiect bun. Eu trebuie să-l blochez neapărat. Nu, ca să arăt că sunt, ca vedere, să arăt că sunt susținător al dreptei. Nu. Sprijin în continuare orice proiect care este bun pentru comunitate. Îmi manifest opoziția față de orice proiect care consideră că nu e bun, pentru consideră că nu e bun. Încerc să-mi argumentez povestea asta. Mai mult de atâta, chiar înainte de a mă opune, încerc să găsesc calea de a-i comunica, în cazul ăsta primarului, că tot l-am adus în vorbă, care ar fi poziția noastră și poate reușește cumva să, nu știu, poate avem și noi idei bune, cine știe. Sau dacă nu, atunci rămânem la faza de a ne opune pentru acel proiect. Ceea ce nu te împiedică să-ți construiești alternativa politică 2020. În 2020, să fie clar, dacă nu avem o alternativă politică serioasă agregată la nivelul Galațiului, să nu ne așteptăm că mișcăm PSD-ul din loc. Asta nu înseamnă o atitudine ostilă sau războinică în momentul ăsta. Nu, acum avem o treabă de făcut, dar în paralel asta e altă poveste, pregătirea electorală. Am un campionat, că tot îi plăcea lui Robert Turcescu să dea exemple din fotbal, am un campionat în derulare, timp în care îmi pot pregăti și campionatul următor, ținând anumiți oameni pe care să mi-i antrenez din timp și având un alt proiect și o altă schemă de lucru pentru viitorul campionat. Dar acum îl duc pe ăsta așa cum îl am. Acum, e drept, toți ne lăudăm, am făcut treabă foarte bună, suntem extraordinari, am scos 3 consilieri, ei au scos și ei vreo 7, ei alții încă 2, dar uite că am pierdut. Uite că PSD-ul e la putere. Și dacă tot ați adus aminte de alegerile din 2020, normal să vă întreb, cine va fi Ronaldo, frontmanul, omul cu care veți ieși în față pentru funcția de primar? Deși colegii de la celelalte partide s-au manifestat așa foarte ofuscați de invitația domnului Cridon, stai așa că nu așa se trimite o invitație. Am înțeles, data viitoare o să fie cumva cu caleașcă, cu tavă de argint, cu scrisoarea pentru domnul deputat și pentru domnul senator, din partea lui domnul senator. Nu, omul a transmis o solicitare onestă, n-a spus vă adunați voi în spatele meu la luptă tovarăși, a spus haide să ne întâlnim undeva, într-un loc cât se poate de neutru și haide să discutăm și toți de la aceleași, pornind de la realitatea că neapărat trebuie să facem ceva, încercând să fim egali între noi și hai să găsim o soluție comună. Deci să vin acum și să spun Ronaldo, deja am blocat, de-abia atunci blochez cu adevărat orice efort pentru 2020. În momentul de față, primul pas extraordinar ar fi să depășim orgolile, să depășim interesul de moment și să zicem ok, hai să vedem ce poate ieși dintr-o primă întâlnire. Eu cred că e singura soluție. Și cum au răspuns colegii dumneavoastră de politică? Destul de zeflemitor. În general, fie au fost vorba foarte imaginea partidului sau a domnului Cristache? Nu, eu cred că e problema lor de înțelegere a ceea ce înseamnă politică. La modul cel mai serios. Presupunând cea mai nefavorabilă formulă din partea PMP-ului, în care ar fi ales un moment inoportun, printr-un gest urât, prin o formulă necorespunzătoare, trebuiau să analizeze mesajul.
Și a zis, bă, bine, ok, nu mi-a plăcut cum mi-a trimis-o, nu mi-a plăcut că mi-a aruncat scrisoarea pe geam cu piatră cu tot, putea să o facă altfel. Bun, te-ai mai uitat ce scrie pe hârtie aia? Te împiedici de ce? Te împiedici de persoana Cristache? Persoana Cristache nu s-a împiedicat de persoana stângă sau de persoana Rodeanu sau de altcineva. Se împiedică de propriile lor persoane, asta e problema. Consideră că partidul sunt persoana Cristache, persoana Rodeanu, persoana George Stângă, nu. Partidul e un pic mai mult. Vor să judece pentru partid, fac abstracție de toate lucrurile astea, iau un calcul ideea în sine, își stabilesc fiecare un grup de oameni care poate să negocieze. Mai mult de atâta, una din propunerile lui Cătălin Cristache a fost să desemneze fiecare partid fără să fie neapărat nevoie să fie liderii de primă linie. Liderii de primă linie se puteau să întâlni, să strângă mâna, să zică, hai domne, plecăm la treabă, și să lasă linia a doua, care, hai să zicem că sunt mai puțin orbiți de orgolii, să demareze tehnicalitățile. Eu așa o văd, poate o văd greșit. E drept că, spre deosebire de domniile lor, eu am mai puțin experiență politică. Experiența mea e mai mult în zona de organizare. Eu nu aș fi văzut un impediment foarte mare în modul în care a fost lansată invitația, așa intempestivă cum a fost ea și lansată pe Facebook. Până la urmă, uitându-mă și la campania pe care o desfășurați dumneavoastră de strângere de semnături, ce credeți? Vom avea în 2020 alegeri pentru primar în două tururi sau într-un tur? Am îndoiel serioase să cred că vom avea alegeri în două tururi. Eu cred că până nu reușim să mișcăm majoritatea parlamentară, probabilitatea de a schimba legea asta este destul de mică, pentru că în momentul de față, vedeți, tot vorbeam de Traian Băsescu și de onestitatea lui în a-și asuma greșeli pe care le face. Asta e o greșeală pe care și-a asumat-o. Consideră că este unul din autorii moralei legii votului primarilor într-un singur tur și atunci a considerat totodată că este normal ca să fie primul care țipă să încerce cumva să repare răul ăsta făcut. Din păcate, politica e perversă. De obicei, ce-i pregătești oponentului, ți se cam întâmplă ție. Să ne aducem aminte de Năstase, care a pregătit 10 ani de mandat. Alegerile prezidențiale, 5 ani de mandat. Da. Iar povestea cu primarii a fost pregătită de Traian Băsescu și PDL și profită din plin PSD-ul acum și va fi greu să o miști, altfel decât obținând majoritatea parlamentară. Și cu tot spectrul ăsta negru care pare să planeze asupra noastră, nu mă întrebați de ce, am așa o doză de optimism în care spun că se va sfârși. Lucrul a ajuns atât de departe încât cred că până la urmă va înțelege toată lumea și vom avea șansa unui restart în 2 ani de zile. Depinde dacă, pe de o parte, dacă vor înțelege votanții că se deschide perspectiva asta, și rămâne și de văzut dacă generația actuală de politicieni de dreapta sunt capabili să gestioneze corect puterea. Am văzut o generație de politicieni de dreapta care au clacat lamentabil în ultimul mandat, ajungând să se vândă ei PSD-ului, deși fuseseră aleși, știi culmea. S-au tăiat salarii, s-au tăiat pensii, s-au tăiat, nu, pensiile chiar nu s-au tăiat. Au fost momente dramatice legate de criză și cu toate astea au primit încă un mandat. Și ce au făcut? Ce au trântit propriul guvern și au adus PSD-ul la putere. Dacă peste 2 ani de zile am avea șansa să avem un pic alți oameni pe dreapta, poate că într-adevăr reușim să schimbăm ceva. Vedem ce este până atunci. Doar un minut mai avem la dispoziție din emisiunea de astăzi. Aș fi avut câteva subiecte de discuție. Într-un minut, dacă puteți să-mi comentați declarația zilei de astăzi. Domnul Varujan Vosganian, deputat purtător de cuvânt ALDE, citez, nu ne putem salva pe rând, trebuie să ne salvăm toți odată. Cu salvarea sau cu mașina de poliție? Referitor la legile justiției, despre asta era vorba. Cu ce vor să se salveze? Cu salvarea sau cu mașina de poliție? Sau de ce vor să se salveze? De salvare sau de mașina de poliție? Nu, cred că de data asta gura păcătosului e adevărat agrăit. Chiar cred că ei simt nevoia să se salveze. Și am avut o discuție cu niște prieteni în care încercam să-mi exprim ce Dumnezeu se întâmplă și făceam o paralelă între
gândirea politică a lui Adrian Năstase și gândirea politică a lui a ceea ce a conduce din PSD de acum. Adrian Năstase a încălecat o țară și și-a pregătit-o să o călărească 10 ani. Tot ce a făcut el atunci era cu gândul la viitor și la ce urmează să dobândească. Ceea ce fac cei din ziua de astăzi nu o fac decât cu ochii în spate. Păi ei nu interesează ce se întâmplă mâine. Dacă mâine se alege praful, dar au scăpat de tot ce s-a întâmplat până acum, sunt fericiți. Eu nu cred că ei construiesc o țară de care tot ei să beneficieze peste 2 ani de zile. Așa cum o fac acum, peste 2 ani de zile e dezastru. Ei pur și simplu sunt interesați de ce e în spate să se închidă. Le-a atât de bine dacă rămân cu tot ce s-a strâns, dar s-a strâns și lațul în același timp. Vor să scape de laț. Sper să aveți dreptate dumneavoastră. Sper că sunteți implicat în politică. Noi doar punem întrebări, ascultăm răspunsuri și din când în când mai tragem și concluzii. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în platoul emisiunii. Vă mai aștept aici, poate mulțumesc ceva mai des decât ne-am obișnuit să ne vedem. Deși urmează o perioadă de vacanță și sunt sigur că o să ne vedem mai rar, dar nu contează. Pe viitor să luăm în calcul, poate reușim să facem emisiuni de acestea mai mult, mai des. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție, o seară bună tuturor! Mulțumesc.